găsit, dragi prieteni, sunteți la as.ro live. Dați-mi voie să vă spun o foarte scurtă povestioară, deși pare greu de crezut privind boilerul pe care îl avem în dotare. Mai mergem și noi să mai dăm din el jos la padball. Padballul acesta este un fel de tenis cu piciorul, cum ar spune cei care vor să râdă de noi, într-o cușcă. Ne băgăm între niște geamuri și încercăm să obosim mingea. Lucrul acesta se întâmplă lângă Arena Națională, acolo unde este și un teren de atletism cu pistă, cu groapă de nisip și așa mai departe. Și acolo am găsit-o pe invitata noastră mai zilele trecute. De fapt, ea se antrena, noi mersesem la bășcălie și la jucat padball. Ați reținut expresia, da? Padball. Și nu mai văzusem, și cum spun bazmele, mare ne fuse mirarea când am văzut-o acolo, pentru că nu o mai zărisem de mult pe un teren de atletism, deși ea s-a reapucat, așa cum o să aflăm, undeva în decembrie anul trecut s-a reapucat de antrenament. Așadar, am invitat astăzi aici pentru a depăna câteva amintiri, pentru a vorbi și de rele și de bune, pe atleta noastră Andreea Ogrăzanu. Bună dimineața, să rămână! Neața, mersi de invitație! Ce făceai acolo? Încerc pe terenul nostru, că ăla e al nostru de padball. Nu, voi ați venit peste noi. Am înțeles, dar suntem alături. Suntem alături, ce făceai acolo? Încerc să revin în activitate după 4 ani de zile de pauză totală. Încerc să revin la forma mea care a fost altă dată și de ce nu să aduc glorie României încă o dată. Hai să o luăm cu începutul. Atletism din 2000? Da, am început în 2000, când eram copil. Dar ce ți-a venit? Păi ce mi-a venit? Am început sportul cu handbalul. Deci a fost și altă variantă înainte. Da. Mama mea a fost handbalistă și nu-mi plăcea sportul de echipă. Nu-mi plăcea să trag toată echipa și să alerg pentru toți. Și tata atlet și am hotărât să merg la atletism. Deci ai trădat-o pe mama? Nu, n-am trădat-o, că mama a fost alături de mine în tot acest timp. Da, ea n-a lipsit la competiții. Deci ai fugit de acasă de mică? Ai început să fugi de mine. Și direct din prima pe alergare de astea pe distanțe scurte? Da, deci pentru că e nativă. Viteza a fost nativă și atunci n-a fost prea mare căutare. M-am canalizat direct pe viteză. Asta la Alexandria, da? La Alexandria, da. Bun. Mai ți-aduci aminte primele zile? Da, mi-aduc aminte primele zile. Am bătut pe toți la antrenament. Da? Da. Pe toți însemnând și fete și băieți? A început așa. Avem un concurs la Roșiorii de Vede. Vrei să vii? Eu veneam de la handbal și am zis da. Și am mers la concurs, am bătut tot ce se putea. Fără prea multe antrenamente? Nu, fără niciun antrenament de atletism. Și am mers și am câștigat tot și atunci am zis gata, asta e. Mă mut la atletism. Dar handbal apucase și să faci ca lumea? Nu. Doar așa ai intrat puțin pe parchet și ai zis nu-i de mine. Am intrat pe asfalt, că ne antrenam pe asfalt. Da, nu era parchet. Bun, și ai trecut direct la atletism, la concurs, primul loc? Câștigat primul concurs, eram, aveam 10 ani. Am câștigat și după aia a început. Era ceva în sală, nu știu, 30 de metri sau eram micuță. Am înțeles. Da. Dar tu ai spus că ce e peste 800 e mai greu la tine. Da. Deci ne oprim. Nu vreau să te supere, colegii mei. Am înțeles. Hai că spun eu. Deci după 2 ture de stadion sau când sună la cu clopoțelul, nu mai înțeleg. E alt tip de alergare. Bun. Și după aia? Am început atletismul după, să zicem, 3 luni de pregătire. Am mers la naționale. Stai un pic. După 3 luni? Da, după 3 luni am mers la campionatul național de copii 2, țin minte și acum, și, nu, de copii 1, și am câștigat 2 medalii de bronz. Că n-aveai pregătirea suficientă. În sală, da. Și după aia, în aer liber, deja am început să câștig aur și am fost invicibilă. Nu am mai bătut nimeni la nicio categorie de vârstă pe unde am trecut, n-am mai mâncat bătaie niciodată. Niciodată? Nu. Indiferent de tipul de concurs? Da. Dar tu specialistă pe 100? 100-200? 100-200, da. Exceptând mondialele, unde n-am reușit decât la junior 2, decât locul 5. Dar am fost campioană mondială a albilor, așa glumim noi, pentru că celelalte participante erau... Asta o tăiem la montaj. Da. celelalte participante, da.
Erau de-a domnului Colțescu. Da. Am înțeles. Și atunci am ieșit campioană mondială a albilor la juniorii 2. Asta înseamnă câți anișori? La 15 ani. 15. Da. Și 2 ani mai târziu la junior 1, locul 6, că deja a început să fie concurență. Și... Zine de antrenamente și pe vremea aia tot la tineretul i-a antrenat sau unde? La stadionul național sau unde? Întreb pentru că astăzi am mai văzut și pe altcineva pe pistele alea de unde v-a antrenat voi. Da, eu am plecat de la 13 ani de acasă. Domnul Mărășescu m-a văzut la naționale și mi-a zis, nu, trebuie să vii, fata asta trebuie să vină la lotul național. Și la 13 ani am intrat în lotul național și am intrat în program cu lotul. Și acolo unde mergea lotul, trebuia să fiu și eu prezentă. Deci tu de la 13 ani ai fost pe picioarele... Bine, erai de la 10 ani pe picioarele tale de când alergai. Dar da, de la singură... 13 ani câștigam și banii mei. Singură în București? În București, în Constanța, în Poiana Brașov, unde avea lotul cantonament. La 13 ani? Da. Și părinții? Și părinții ce? Bine, m-au sportiv. Înainte de capacitate, învățam pe holurile de la hotel, râdeau colegii mei mai mari de mine. Deci ai ținut și școala. Da. N-ai abandonat-o. Nu. Și între două concursuri mai citeai pentru capacitate? Eram mică și făceam doar un antrenament pe zi. Făceam doar dimineața și după amiaza era pentru studiu și pentru... Acum te întreb ca bunicile alea din parc, pe vremea aia se făcea atletism? Se da. Făcea sport? Se făcea atletism, se făcea sport și am avut o perioadă și am întâlnit oameni care și aveau găști. Asta e, aveau găști. Atleții erau uniți pe vremea aia și am prins Ionela Târlea, am prins Marian Oprea. Da? Și da. De ce spui pe vremea aia? Pentru că acum? Pentru că acum sportivii nu mai sunt așa uniți cum erau înainte, nu mai sunt găștile și nu... Adică fiecare e pe cont propriu, cum atunci ar aveam de la cine învăța și de la cine... aveam pe cine urma. Dar chiar uite, pe fotbaliști întreb cine te-a luat sub aripă, adică ai intrat în vestiar și tu fiind mică, te-a luat, nu neapărat fotbaliști, handbal, basket și așa mai departe, la tine a la fost noi, așa? La noi, fiind sport de echipă, nu te ia nimeni sub aripă, dar crești cu idol și idolul meu a fost Ionela Târnea încă de la început și o priveam ca pe o zeiță. Foarte tare. Și ai apucat să și concurezi? Da, am apucat da? Să concurez cu asta ea, e da. Tare. Spre sfârșitul carierei ei am vrut să o înving, dar n-am reușit pentru că era testul ăla psihologic. Ea mă făcea psihologic tot timpul, eram foarte crispată. Stai din dorința pic, de deci a... Deci tu voiai să o învingi, da. Dar nu te ajută, de aici nu pleca... De la cap, da. Nu se dădea comanda. Am alergat și 100 și 200 și 400 într-un concurs cu ea. Și nimic? Nu. La 400 eram junioară și țin minte că ea a câștigat proba și eu, nu știu, locurile 3-4, nespecializată pe 400, pe locul 4 sau ceva de genul ăsta și n-am avut nicio problemă. Eu după ce am terminat cursa, am plecat și m-am îmbrăcat și ea gâfâia pe margine pe acolo și mi-a zis, ia uite-te la asta mică! Dar tu i-ai spus vreodată treaba asta? Da, i-am spus. Doamnă, că ați fost, aveam poster cu dumneavoastră... Nu, i-am zis, doamnă, i-am zis Ionela. A, deci deja i-ai zis? Adică i-a Ionela, zis, tu ai fost... Știe, da. Stai! Nu închide! Voiam să te rog să te abonezi la canal și la notificări ca să ai parte de noutățile din sport cu zâmbet în continuare. Ne vedem la știri!